Statistica realizată de Serviciul de Telecomunicații Speciale arată că mare parte din cele peste 200.000 de apeluri la numărul unic de urgență au fost false sau abuzive. În anul 2013, în județul Gorj au fost primite și tratate 237.436 de apeluri. Dintre acestea, numărul de apeluri false ca procent este de 72,76%, ceea ce reprezintă sub media apelurilor pe țară. Majoritatea apelurilor false provin de la copii, tineri sau persoane puse pe șotii și sunt efectuate de pe cartele pripei. Multe persoane sună pentru a se interesa de evenimente care se petrec în localitățile lor, adresează injurii operatorilor, râd, pun muzică sau pur și simplu nu vorbesc. Peste 1000 de gorjeni au fost sancționați în cursul anului trecut pentru apelarea abuzivă a numărului 1. Pentru reducerea numărului de apeluri false, facem apel către cei care sună abuziv să nu încerce, să nu încarce inutil liniile telefonice de urgență 112, întrucât un apel fals poate duce la pierderea unei vieți. La 112 se sună doar atunci când aveți cu adevărat o urgență. O urgență este reprezentată de un accident rutier cu victime, un cutremur, o explozie sau dacă cineva trage cu arma, nu și dacă ai rămas fără benzină în rezervor sau dacă pisica a rămas suspendată într-un copac.